Pistolul polițistului care a intervenit duminică la o altercație produsă între mai multe persoane în comuna Crișcior este în continuare de negăsit. Oamenii legii scotocesc de două zile după arma care a fost sustrasă polițistului împreună cu centura tactică pe care a pierdut-o în timp ce încătușa scandalagii. Făptașii au fost reținuți și arestați preventiv pentru 30 de zile. La fața locului au intervenit echipaje de poliție atât din cadrul Poliției Municipiului Brad cât și a Secției de Poliție Rurală Crișcior. Cei doi implicați în această altercație au fost identificați, încătușați și conduși la sediul poliției pentru a fi audiați. Ulterior, aceștia au și fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul comiterii infracțiunii de loviri sau alte violențe, cât și pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, iar un al treilea bărbat a fost de asemenea reținut pentru 24 de ore cu privire la comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, din cercetări rezultând că acesta este cel care i-ar fi sustras agentului de poliție centura tactică pe care se afla pistolul și muniția. Oamenii legii scotocesc de două zile malul și albia râului Crișul Alb, acolo unde se presupune că ar fi fost aruncat pistolul polițistului și muniția aferentă. În momentul de față, colegii mei efectuează activități de căutare a pistolului și a muniției aferente. Totodată, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a dispus și o verificare internă cu privire la modul de intervenție al polițiștilor la acest eveniment. Altercația la care au fost solicitați să intervină oamenii legii a avut loc duminica trecută, întreaga scenă fiind filmată de către cei care au asistat la reținerea scandalagiilor.